Da, fată. Fata, am nevoie de ajutorul tău neapărat. Dar ce s-a întâmplat? Știi pe tipul ăla fain de care ziceam eu că eu îl stocăresc tot timpul pe Instagram? Da, da, ce-i cu el? E, fii atentă. Azi eram în lift cu el. Și zice la un moment dat că are niște afaceri în Austria și dacă nu știu eu un contabil bun care să știe austriaca și româna. Ce austriaca fai? Poate germană. Așa, germană, da. Și ca să mă bag în seamă, i-am zis că știu pe cineva. Și pe cine ai recomandat? Pe mine. I-am zis că eu sunt contabil. Păi, fată, tu ești nebună. Ultima oară tu ai crezut că contabil e ăla de... ține mai multe conturi, că e abil el să țină conturi multe. Dar acum știu ce. Păi și tu ce limbi străine știi tu? Că la tine germania e spaniolă, da, aia învățată din telenovele. Schnitzel, Volkswagen, fată, mă descurc eu. Fată, tu trebuie să mă ajuți neapărat. Ei, dacă știam, îi recomandam eu pe cineva. Cunosc eu o firmă, Pepe Buchhaltung. E o doamnă, Petronela, e foarte profi acolo, foarte. Trăiește în Austria de vreo 30 de ani și vorbește și română și germană pentru că lucrează și cu românii de acolo. Și nu știi și o firmă de aracer care să facă lipela cu el? Fată, trebuie să mă întâlnesc cu el ca să vadă ce mișto sunt. Smea să lipeala. Fii atent cum facem. Tu trebuie să mă ajuți așa. Eu o să-mi pun căștile wireless și tu o să-mi sufli chestii contabilicești. Te găsești pe net. Ca în vremurile vechi, așa cum ți-am suflat eu la bac, acum suflu ție. Ca să te scot, că știi cum e, cu prietena la minciună o să cunoaște. Mă auzi? Ești pe fază? Da, 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 da. Hai, vine acum, da, da, bun. Ah, bună! Bună! Dar aveam impresia totuși când ne vedem la tine la birou. Eu sunt uneori mai atipică când lucrez acasă, când lucrez de pe teren. Dar hai, ia niște vin. Mersi, sunt cu mașina și trebuie să plec la doua altă întâlnire. Și cum se zice, în contabilitate există două feluri de oameni. Oameni care știu să numere și... Și Anisia. Bun, deci, foarte pe scurt. Am băgat foarte mulți bani într-o firmă în Austria și am nevoie să știu toate procedurile și taxele care se aplică în țara respectivă. Ok? Vreau să știu tot de ce e nevoie să știu. Deci, practic, sfaturile pe care urmează să mi le dai acum poate să facă diferența între o firmă care prosperă sau una falimentară. Deci, poți mă bazezi pe tine pentru treaba asta? Da, am înțeles că... Sfaturile mele pot aduce în faliment sau la... prosperitate. Bun, deci, care sunt taxele pe care trebuie să le plătească o firmă cu cel puțin 10 angajați? Taxele care... Pe care? Pe care trebuie să le plătească o firmă cu mai mult de 10 angajați. Omulu, fix ca la bac. Omulu, 2.3%. 2 puncte? S-a blocat rahatul ăsta. 3% din s-a blocat rahatul. S-a blocat la mine, fă proastă. Din profit. Da. Ok, mai sunt și alte... Iar mă sună asta. Mai sunt și alte taxe? Ce alte taxe ar mai fi pentru o firmă? Nimic. Nimic. Măi, fii atentă, mă tot sună partenerul meu de acolo din Austria. Poți, te rog, să vorbești cu dânsul, că nu înțeleg ce vrea, că nu știu limba. Eu? Da, păi nu ziceai că știi 5 limbi? Am zis eu asta? Da, în lift. Ah, clar o chestie. Germana, nu? Hallo, ich bin Anisia. Hallo, ich bin... Anisia! Sunt contabila partenerului dumneavoastră. Nu, eu așa ceva nu pot să spun. Îl dau cu audio, nu. Ich bin der Buchhalter ihres Partners. Rechenschaftspflichtig, womit kann ich Ihnen behilflich sein? Womit? Ich... Heinz? Schnitzel? Volkswagen? Eins? Nein? Hai! Da, n-are semnal! Bun, atunci spune-i că îl sunem mai târziu. Îl sunem soția, de fapt. Îl sunem soția mea mai târziu. Soția? Da. Soția? Da. Hai! Bin marș! Deci aveți soții? Da, am soții și din păcate chiar trebuie să plec.
dar mersimul mi-a fost de foarte mare ajutor, mai ales că ai vorbit cu domnul ăsta, pentru că cu el intru în afacerea asta mare și cu el am nevoie să păstrez relațiile bune. A plecat, o să-i sun soția, cum am spus, pentru ce are și a nevoie. Danke, Oscar, Volkswagen, Schnitzel, haha. Fată, mă auzi? Da, te rog frumos, sună pe doamna contabil Petronela, că sigur că i-am stricat niște combinații astea și am nevoie de cineva care să le repare.